Alături de noi se află psihologul Marius Zamfir, președinte și membru fondator al Asociației pentru Sănătatea Mentală a Copilului, Sfântul Serafim de Sarov. Bună dimineața, domnule doctor! Bine ați venit alături de noi! Bună dimineața! Astăzi discutăm despre această afecțiune despre care nu știm foarte multe și despre care știm doar că momentan nu se găsește o rezolvare, nu se găsește un tratament în acest sens, autismul. Dar dumneavoastră veniți cu o teorie care ar putea să dea peste cap toate informațiile pe care le știam și aveți chiar și poate o soluție miraculoasă. Soluții miraculoase nu există, dar credem noi în acest moment că venim cu niște rezolvări. Pentru că, din păcate, în Europa de Vest, autismul este diagnosticat foarte târziu, undeva peste 4 ani, până la vârsta aia se evită punerea unui diagnostic și după 4 ani se consideră că autismul nu se poate recupera și se oferă servicii de foarte bună calitate, dar de îngrijire, nu de recuperare. Domnule doctor, mai haideți să începem cu o întrebare de bază. Ce este mai exact autismul și care sunt cauzele acestei afecțiuni? În principiu, în momentul ăsta, la nivel oficial, nu se cunosc cauzele, nu avem niciun instrument medical de confirmare a diagnosticului respectiv. Diagnosticarea se face doar prin observarea unor comportamente. Problema este că de multe ori medicii spun este un diagnostic pe viață. Atât timp cât nu știm cauza și diagnosticarea se face doar prin observarea unor comportamente exterioare ale copilului, nici dacă, estimezi... dacă de mâine copilul nu mai are acele comportamente, corect, mai putem dacă e pe viață spune sau nu. Că are sau nu are autism. Autismul la nivel interior, pentru că aici trebuie să intrăm, deci noi vedem în momentul ăsta diagnosticarea doar la nivel exterior, niște comportamente pe care copilul le are. Noi, printr-un instrument denumit autopsie psihologică, am reușit să intrăm, să spunem așa, în interiorul acestui autism. Ce este afectat în autism? Sunt două mari arii afectate în autism. Aria socială, deci copilul nu mai are interacțiune socială, nu mai are contact social, nu mai are contact vizual cu oamenii, cu adulții, se izolează. Și partea de mecanisme ale limbajului, comunicării și ale gândirii. Și aici avem, deci dacă în primă fază sistemul social în spate are o fabrică denumită sistemul dopaminergic, adică sistemul prin care noi primim hormonii plăcerii în interacțiunea socială, da? În partea aceasta de sistem neurologic, mai ales sistemul neurosinaptic, avem partea asta, vă spuneam, de legături neuronale care se creează. Bebelușul la naștere are aproape același număr de neuroni pe care le avem și noi, dar creierul își triplează dimensiunea în primii 2 ani de viață, tocmai pentru că încep să se creeze rețelele neuronale. Și ambele lucruri au câte o fabrică în spate. De-aia trebuie să privim autismul ca o afectare a unui element din această fabrică. Deci, practic, știm ce se întâmplă în momentul în care ai autism, da? Da. Dar nu știi ce îl declanșează? Nu știm ce îl declanșează. Ideea este că dacă privim autismul ca pe o afectare, vă spuneam, fabrica sistemului dopaminergic, fabrica de creare a rețelelor neuronale. Ce avem nevoie într-o fabrică ca o fabrică să funcționeze? Luăm o fabrică de pâine, da? Avem nevoie de un spațiu. Acel spațiu are nevoie de niște utilități. După aceea avem nevoie de niște utilaje, avem nevoie de materie primă, avem nevoie de niște muncitori și avem nevoie de niște șefi care să-i coordoneze. Gândiți-vă că un singur element și de energie electrică, un singur element dacă ar lipsi din fabrica aceasta, fabrica nu mai produce ce trebuie. S-ar destabiliza totul. Da? Și atunci toate teoriile actuale au mers pe o legătură de cauzalitate unică la toți copiii cu autism. Problema este că nu toți copiii cu autism au aceeași legătură de cauzalitate unică. Da? Ideea este că cele mai multe cazuri, cred eu personal, din cazuistica clinică pe care am avut-o până aici, pleacă de la niște tulburări digestive, intestinale. Pot fi alergii, pot fi intoleranțe, pot fi parazitoze, lucruri aparent simple. Aici, bineînțeles, combinat poate și cu un sistem imunitar deficitar, poate și cu un sistem genetic un pic deficitar, că poate toți am făcut o parazitoză cu Giardia, dar nu toți am ajuns într-o stare de autism. Ideea este că în cazuistica clinică am început să observăm foarte multe legături de cauzalitate și de ce? 95% din hormonii plăcerii, interacțiunea socială, sunt secretați în intestin. 100% din materia primă necesară creierii sinapselor, acestor legături neuronale, este secretată în intestin. Se spune că al doilea creier este stomacul. Incredibil, asta, da? A revoluționat practic tot. Din punctul nostru de vedere este o revoluție pentru în acest domeniu. Pentru că ai tindem să asociezi autismul cu funcția alterată ale creierului. Deci, am avut un caz foarte interesant de curând. Noi am făcut o conferință în martie în care chiar așa s-a numit schimbarea de paradigmă în autism, autismul cauză sau efect al altor tulburări. Și tocmai vă spuneam că prin această autopsie psihologică care folosește cel puțin un psiholog, un medic și un anchetator judiciar care să ia toate aceste date și să le pune cap la cap, am reușit să dovedim că autismul este un efect al altor cauze, ceea ce numim noi autism, și că diagnosticul de autism pus ca diagnostic principal, din punctul meu de vedere, este un diagnostic greșit.
pentru că el are în spate alte cauze. Este ca și când a spune că dacă... Deci el este declanșat de alți factori. Dacă pe dumneavoastră vă doare capul, dumneavoastră aveți o boală de durere de cap. Nu, ăla e doar un simptom. Poate avea în spate foarte multe cauze diferite și, în general, în perioada actuală se tratează doar simptom. Copilul e agitat, îi dăm o pastiluță să nu mai fie agitat. Se tratează efectul de... și nu cauza, practic. Da, deci noi trebuie să ne ducem pe... Noi trebuie să ne ducem pe cauză. Domnule doctor, te naști cu autismul sau îl dobândești în primii ani de viață? Sunt și cazuri în care copilul se naște, dar și multe din cazuri sunt dobândite. Vreau să povestesc de un caz foarte interesant. O fetiță, 2 ani, mama vine și ne spune, mi s-a pus diagnosticul de autism de la mai mulți medici. Mă roagă să vin să văd și eu, fetița. Mă duc la domiciliu pentru că mai aveau și un bebe mic și era foarte greu să se deplaseze. Văd fetița din primele 10 secunde, mi-am dat seama că nu este vorba de autism. De ce? Avea toate mecanismele sociale. Copila s-a rușinat, s-a ascuns după mami, a păstrat tot timpul contactul vizual cu mine, ceea ce un copil cu autism nu face. El nu te vede. Da? După ce a văzut că am o legătură amicală cu mama, fetița s-a deschis către mine, am întrebat-o cum te cheamă, câți ani ai, mi-a răspuns la toate întrebările astea, cum face pisica, cum face cățelul. Mi-am seama că toate mecanismele psihologice, neurologice funcționau. Problema era că această fetiță, când nu era băgată în seamă, imediat intra într-o stare de autism. Începea să-și cânte cu o față depresivă, așa, o față de suferință, și începea să-și cânte pe lumea ei și se deconecta total de realitate. Deci starea aia, dacă medicii au văzut-o doar în starea aia, era o stare de autism. De autism. I-am spus mamei că din punct de vedere neurologic, psihologic, fetița este ok, trebuie neapărat să analizeze să nu fie ceva, o suferință, o traumă, o parazitoză, o alergie, o intoleranță, să verifice în primul rând lucrurile astea. Mama era foarte speriată, că spunea, domne, și la grădiniță, parcă o pierd, fetița asta era sociabilă, era altfel și dintr-o dată intră în lumea ei. Spunea că și la grădiniță stă doar într-un colț și nu mai se joacă cu absolut nimeni și își cântă toată ziua. Era forma ei de a transmite celor din exterior că ea are această problemă, nu? După o săptămână primesc mesaj de la mamă, exact după conferință, chiar legat de ce am vorbit noi în conferință, că mulțumește foarte mult. Că sunt singurul care a reușit să o trimită pe o pistă bună și că nu sunt medic, că a fost la o grămadă de medici, că de sâmbătă a început tratamentul și era luni acum, deci în 2 zile fetița era bine. Cât de periculos ar fi fost dacă mama nu apuca să vorbească dumneavoastră și mergea pe tratamentul, probabil un tratament pentru autism. Ideea este că fetița, dacă stătea minim 5-6 luni în starea asta, starea ajungea să fie o stare de normalitate. Genele se adaptează pe tipul ăla de stare. Dacă tu faci ceva toată ziua, genele se adaptează să-ți obțină plăcere pe starea aia. Da, de asta în depresie e foarte greu să mai ieși, pentru că creierul nu mai primește plăcere din interacțiunea socială, de pildă în depresie, și atunci trebuie să mergi la medic să iei niște pastile care să te ajute să și ce tratament făcea fetița? A făcut pentru stomac? A făcut tratament pentru, era o parazitoză cu giardia.